Salut și bine ai venit! De această dată facem un top al motoarelor Mercedes, dar altfel decât am făcut până acum, pentru că Mercedes a avut foarte multe motoare bune și a fost extrem de dificilă o departajare a lor, care este cel mai tare, cel mai bun între ele, și a înregistra ce scor de fiabilitate au avut fiecare cât mai exact. O să începem de la versiunile mai slăbuțe cu o fiabilitate medie până la cele mai fiabile dintre ele. Avem versiunea de 1,8 litri și 156 de cai putere, denumite deseori compresor. Singura sensibilitate a acestora era cu lanțul de distribuție și uneori cu consumul de ulei. Dar în special întinzătorul de lanț era problema la ele și cu consumul de ulei nu veneau așa de multe în servis. Deci cine schimba distribuția la această mașină, cu acea ocazie putea să vadă în ce stare se află mașina, câți bani ar mai trebui să bagi în ea pe viitor. Un motor nu a apărut de foarte mult timp, este versiunea de 2 litri diesel, ce a venit să înlocuiască vechile motoare de 2,2 litri. Acestea au fost în versiunea de 194, 245 și 306 cai putere. Multe dintre aceste motoare sunt cu AdBlue și mai mult au fost probleme cu partea de AdBlue decât cu partea de motorizări sau probleme reparații la motor. De semnalat este că versiunea asta este sensibilă la calitatea lichidului de AdBlue și doar acolo s-au observat mai des necazuri. Și mai bun decât acesta este considerat a fi 2,5 litri V6 de 204 cai putere. Motor clasic, benzinar, nu avea un consum foarte mic, dar cine avea bani de asemenea mașini nu se mai uita la consum. Foarte puține mașini au venit cu probleme având asemenea motoare și oamenii nici nu se mai uitau la ele, le cumpărau de multe ori cu ochii închiși, având încredere că motoarele sunt foarte bune. Unul dintre motoarele celebre și cu kilometri extrem de mulți, de la mașini de taxi până la mașini precum Mercedes Sprinter, ce făceau kilometri extrem de mulți, sunt versiunile de 2,2 litri, în versiunile de 120, 136, 170 și ultima dată la 204 cai putere. Dintre toate aceste versiuni de putere, cea de 136 de cai putere s-a dovedit de o fiabilitate ieșită din comun. Sunt extrem de multe mașini în prezent, la ora actuală, atât dube cât și mașini de taxi, flote de închiriere auto, ce au trecut de 1 milion de kilometri și mașinile încă funcționează foarte bine. Ele nu au fost foarte puternice, au avut acel zgomot de tractoraș, ca de tractor, motorul fiind mai gălăgios, mai scandalagiu, nu foarte rafinat cum le face Mercedes, dar asta era prețul de suportat pentru fiabilitatea lui și consumul foarte bun de combustibil. Ca și în viață, nu le poți avea pe toate, trebuie să ai și un defect. Un alt motor de top este versiunea de 2,7 litri, 175 de cai putere. Asemenea motoare V6 o să le găsești pe mașini din clasa mare de obicei, rar au fost puse pe mașini precum C-Class, mai mult pe clasa E au fost vândute asemenea motoare. Cine cumpăra versiunea de 2,7 litri era de obicei manager de firmă sau lucra într-o companie multinațională mare într-o poziție de conducere. Nu avea orice angajat sau agent asemenea mașină pusă la dispoziție. Mașina respectivă mai era numită și mașina oamenilor aproape patroni, ca o glumă între corporații și angajați. Mai bun decât 2,7 a fost 3,2 litri V6 pe benzină, 6 cilindri în linie. Atenție BMW, aici Mercedes a copiat rețeta, dar a reușit să-i bată pe BMW la propriul joc. Asta însemnând că acest motor a dovedit o fiabilitate chiar mai bună decât versiunea de 3 litri de la BMW, discutând despre acel motor în cadrul clipului despre motoarele BMW. De remarcat este că acest motor a făcut pe Mercedes în urmă cu câțiva ani de zile să revină la strategia motoarelor în 6 cilindri în linie, exact ca BMW, și după câțiva ani Mercedes a observat că prezintă o fiabilitate de top mult mai bună decât credeau ei vreodată că vor obține de la acel motor, motiv pentru care au renunțat acum câțiva ani la vechile V6, trecând la motoare cu 6 cilindri în linie pe mai multe modele datorită eficienței lor și performanței mult îmbunătățite. Unele surse din industria auto zic că foștii angajați de lucra în departamentul de motoare au fugit o perioadă la Mercedes și apoi s-au reîntors primind un salariu mai mare, făcând această rocadă între cele două mărci.
Nu știm 100% cât de adevărat sau cât de fals este acest mit, dar de obicei omul se duce acolo unde primește salariul cel mai mare, nu-l prea interesează marca la care lucrează. Alte motoare foarte bune sunt 3.0 V6, versiunile de 224, 231 cai putere, motoare diesel. La diesel ar mai fi acel motor V8 de 4 litri, cu o putere de 320 de cai putere. Iar la versiunile pe benzină sunt în top câteva motoare folosite în general pe versiunile de vârf, versiuni de performanță, având motorizări ca 4.0 4 litri V8 biturbo de 476 cai putere și versiunea de 501 cai putere, precum și versiunile de 5,5 litri V8 venind cu o putere de 388 de cai putere, alături de versiunea 5,5 litri V12 cu 517 cai putere. Cireașa de pe tort și cel mai rafinat motor de există pus pe un model Mercedes în ultimii 20 de ani este considerat a fi motorul V12 de 6 litri, ce are numai puțin de 612 cai putere. Ca o remarcă este că Mercedes a folosit în ultimii ani și motoare de origine Renault pe versiunile lor entry level, versiunile slabe, acele motoare de 1,6 litri sau 1,5 litri, cele 1,5 și 1,6 motoare diesel. Dar acele motoare nu se pot compara cu cele de Mercedes și cine cumpără un Mercedes și este fan al acestei mărci, va alege întotdeauna un motor de origine Mercedes. Fără supărare, cine are un Mercedes și are un motor având origine Renault sub capotă, mașina lui este 50% Mercedes, 50% Renault. Nu este 100% Mercedes. Pentru că prestațiile ei se cunosc în mers și este greu de egalat vreodată rafinamentul și performanțele motoarelor clasice Mercedes. De când se e un motor leșinat sau motor ce nu este conform mărcii Mercedes, mai bine de acei bani cumpără un model Mercedes ceva mai vechi, cu o cilindrie puțin mai generoasă, pentru că te va duce mai rar în servis și te vei bucura cu adevărat de a conduce un Mercedes adevărat. Până în prezent, ce am observat la foarte mulți proprietari de Mercedes este că rare ori au fost probleme cu motoarele, mai mult a fost problemă cu neschimbarea distribuției sau neschimbarea uleiului la cutia de viteze. Ei cred că dacă au un Mercedes, gata, acea mașină nu are nevoie de întreținere, schimbarea distribuției sau schimbarea uleiului la cutia de viteze. Acestea au fost cele mai mari probleme și cele mai mari bătăi de cap în discuțiile cu mulți proprietari sau cei care aveau la vânzare modele Mercedes. Dacă vreodată găsești pe cineva ce pune un Mercedes la vânzare și zice că este Mercedes, nu se schimbă niciodată distribuția sau uleiul la cutia de viteze, fugi cât poți de tare de acel om, indiferent de prețul mașinii. Sau mă poți apela și facem o evaluare a acelei mașini, jucând pe cartea unei negocieri mai dure, cât costă acea intervenție pentru a merita să cumperi mașina de la acel om. Cine vrea un Mercedes trebuie să aibă iar mare atenție la cărțile service, pentru că se pot falsifica extrem de ușor, mulți dintre ei au înțelegeri sau cărți, acte false, fiind în înțelegere cu mulți oameni ce lucrează în diverse reprezentanțe auto din țară sau străinătate și pot să te păcălească foarte ușor. Ca exemplu, în acest sens pot să dau pe cineva care a luat un Mercedes de la o reprezentanță ce a avut mai multe revizii făcute la sediul din Timișoara, dar în realitate acea mașină fusese la un service de cartier, nu avea nicio legătură cu reprezentanța, actele erau false și acel om a fost păcălit la achiziția acelei mașini. Surprinzător, mașina s-a vândut în doar 7 zile de la punerea ei pe internet, pentru că omul a crezut că totul este real, revizii la zi, exact cum scrie anunțul. Dar i-am dovedit că actele sunt false și acel vânzător a mințit, dar era deja prea târziu pentru a mai face ceva sau a mai recupera banii. Dacă pe mulți oameni impresionează chestia cu revizii la zi, revizii la reprezentanță, pe mine nu mă impresionează chiar dacă ar fi reale acele revizii la reprezentanțe, pentru că știu cum să fac, ce șmecherii există și ce înțelegeri poți să faci cu oamenii de la reprezentanțe să-ți dea ce date vrei tu la mașină. Este foarte logic că dacă tu ești client al acelei reprezentanțe, să ai una, două sau mai multe mașini,
client vechi și spui că vrei să-ți vinzi mașina, el îți falsifică datele și pune exact cum vrei tu să pună. Asta poate să fie valabil la orice marcă, indiferent de țară. Pentru că și acolo tot oameni lucrează, nu sunt roboți sau ceva ce nu se poate falsifica. În caz că vrei vreodată vreun Mercedes sau orice alt gen de mașină, nu neapărat Mercedes, și nu știi ce să faci sau ai nevoie de ajutor, poți apela la datele de contact din descrierea acestui clip și acolo putem vedea ce soluție există pentru tine și cum te putem ajuta. Dacă aceste informații ți-au fost de folos, dă un like, subscribe, scrie părerea ta în comentarii și până la un nou clip, toate cele bune, pe curând!